Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Moldova zi de zi. Democrația americană se află în stare de asediu după ce la mijlocul săptămânii susținătorii președintelui Donald Trump au intrat cu forța în Capitoliu. Cât de ușor pot avea loc astfel de evenimente și în țara noastră și cum vor fi afectate pozițiile Statelor Unite pe arena internațională? La aceste întrebări ne vor răspunde invitații ediției de astăzi, expertul în politică externă, domnul Victor Juc. Domnule Juc, bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Și online vom vorbi cu expertul în securitate, domnul Ion Leahu. Domnule Leahu, bună seara! Bună seara! Sper că ne auzim, da? Cel puțin eu vă aud. Da, perfect. Doamnelor, domnilor, înainte de toate, stimați invitați, o să vă invit să urmărim filmul evenimentelor care au avut loc în această săptămână în Statele Unite, după care revenim și discutăm. Totul a început când președintele Donald Trump i-a cerut vicepreședintelui Mike Pence, care urma să conducă procedura de validare a alegerilor prezidențiale, să blocheze procesul și să răstoarne de unul singur rezultatele scrutinului. Pentru că Pence a refuzat să facă acest lucru, liderul de la Casa Albă le-a cerut protestatarilor care au ieșit la manifestații în susținerea sa să mărșăluiască spre Capitoliu pentru a pune presiune pe congresmenii reuniți în ședință. Ajunși acolo, aceștia au fost întâmpinați de forțele de ordine. Congresmenii s-au baricadat în cabinetele lor și au sperat că agenții de pază îi vor apăra de mulțimea furioasă. Unul dintre ei a deschis focul asupra unei femei care a încercat să forțeze o ușă. Vă atenționăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Femeia, care era veteran de război, a fost transportată la spital, însă nu a mai putut fi salvată. S-au tras focuri de armă din ambele părți, zeci de polițiști și protestatari au fost răniți. Politicieni din ambele tabere au pus presiune pe Trump să-și retragă susținătorii din Capitoliu. Și președintele ales, Joe Biden, s-a adresat națiunii în timpul violențelor. Îi cer lui Trump să meargă la televiziune, să-și respecte jurământul, să apere Constituția și să pună capăt haosului. Acestea nu sunt proteste, este insurecție. În rezultat, Trump a înregistrat un mesaj video în care i-a îndemnat pe manifestanți să fie pașnici și să meargă acasă, însă a reiterat că alegerile au fost falsificate. Nu putem să le facem jocul acestor oameni, trebuie să avem pace, așa că duceți-vă acasă. Vă iubim, sunteți speciali. Susținătorii lui Trump au continuat însă să avanseze în interiorul clădirii, vandalizând birourile aleșilor poporului. Între timp, autoritățile locale au plasat capitala americană în stare de asediu, iar congresmenii au fost evacuați din Capitoliu. A fost necesară intervenția trupelor speciale și ofițerilor Gărzii Naționale. Pe parcurs, chiar și cei mai devotați susținători ai lui Trump i-au întors spatele unul câte unul. Un grup de congresmeni republicani l-au acuzat direct pe liderul de la Casa Albă de tentativă de lovitură de stat. Iar Ilhan Omar, unul dintre membrii democrații ai Camerei Reprezentanților, a anunțat că redactează o declarație privind punerea sub acuzație a lui Trump pentru insurecție. Ulterior a fost pusă în discuție chiar și aplicarea articolului 25 din Constituția Statelor Unite, care ar fi presupus înlăturarea imediată președintelui Trump pe motiv de sănătate psihică. Între timp, forțele de ordine au anunțat că au securizat clădirea, iar susținătorii lui Trump au fost îndepărtați. Târziu în noapte, ședința guvernului SUA a fost reluată, iar alegerile validate. Ulterior, președintele în exercițiu a publicat o declarație în care spune că, deși nu este de acord cu rezultatele scrutinului, va asigura totuși un transfer pașnic al puterii către Joe Biden. În urma evenimentelor, poliția și FBI au deschis mai multe anchete. Și noi am revenit, domnule Jucu, să vă rog să ne povestiți pe scurt cum au ajuns lucrurile să evolueze în așa mod în Statele Unite. Vorbim despre un proces care a crescut, a evoluat, s-a copt în timp și a ajuns la apogeu, sau este vorba de o combustie spontană? Cum evenimentele din ultimile luni sau chiar ultimii ani au dus la un asemenea rezultat? Abordate la general, evenimentele din 6 ianuarie 21 din Statele Unite, din Washington, denotă următoarele. În primul rând că
Americanii sunt și ei oameni ca și ceilalți oameni și își pot permite ca să asalteze edificiile publice. În al doilea rând, că alegerile prezidențiale pot fi trucate, fie chiar că s-a produs în realitate, fie că s-a manipulat opinia publică, dar totuși undeva o treime din votanți din Statele Unite au crezut că alegerile într-adevăr au fost trucate și au fost furate. Și al treilea rând, denotă că la acțiunile de protest sunt două categorii de participanți. Mai întâi se adună cei care cu adevărat cred, susțin în ceea ce în motoul acțiunii, iar apoi aceștia sunt îndepărtați și vin elementele anarhiste care urmăresc cu totul alte opțiuni, cum ar fi să altercații cu poliția sau vandalizarea edificiilor publice. În particular, dacă punem referitor la evenimentele din 6 ianuarie, deci un rol important revine președintelui Donald Trump. Eu încă prin februarie 2017 am spus că el trebuie să fie tratat altfel decât ne-am deprins. Donald Trump nu a fost om politic, nu a fost congresman timp de 20, 30 sau 40 de ani, ci el a fost om de afaceri, deci și a venit cu, cu alte idei. A venit fără experiență politică, fără experiență politică, dar și el încearcă să bulverseze întregul sistem care a fost în Statele Unite. Spre exemplu, atunci când a pierdut, a spus că va reveni din nou în marea politică și va încerca la primizorului Partidului Republican să devină iarăși candidat din partea acestui partid. În istoria Statelor Unite nu s-au produs asemenea fenomene, pentru că cel care a fost în Casa Albă, stăpânul Casei Albe, apoi s-au retras și s-au ocupat cu alte acțiuni decât să revină în marea politică. Domnule Leahu, dumneavoastră, ca expert în securitate, explicați-ne, vă rog, importanța inviolabilității instituțiilor de stat. Cât este de important ca ele să nu poată fi subiectul unor insurgențe, influențe din exterior? Cum trebuie protejate clădirile care găzduiesc aceste instituții? Pentru că vedem că la Washington, de exemplu, personalul care păzea clădirea Capitoliului nu prea a putut opune rezistență multă în fața protestatarilor. Problema e următoarea. Totul depinde de caracterul evenimentului. Dacă este vorba de niște hoți, de niște, spunem așa, grupări, de infractori mici, paza ordinară, paza care este atribuită instituției, ea evident că își face meseria. 1700 de persoane de pază a Capitoliului, evident că ar putea să-și facă pază în situația dacă manifestanții erau, cum a spus domnul Juc, prima parte, adică acei pașnici, acei care într-adevăr au venit să ceară explicații pe marginea fraudărilor alegerilor sau cum li s-a părut lor că au avut loc fraudări. În situația în care locul lor a fost luat de către extremiști de la Antifa și din alte parte, de persoane care au antecedente penale anume pentru acțiuni barbare, evident că situația nu putea fi controlată de cei 1700 de polițiști care apărau Casa Albă. Însă, este o expresie că pozitivul nostru deseori este continuarea negativului. În Statele Unite Americii este un sistem de stat foarte bine pus la punct. Însă, că în situația dată, el a dat greș. Au fost nevoie de 3 ore până și conducătorii poliției, primarul general a Washingtonului au luat decizia să aplice alte forțe, mult mai multe, drastice, la număr, mai bine dotate, și numai implicarea acestor forțe a condiționat eliberarea Capitoliului de infractori. Înseamnă că care ar putea fi concluziile, lecțiile din situație. Trebuie să fim gata nu în ziua, nu în clipa când se produce evenimentul, dar să putem analiza și cu mult timp înainte ca să putem lua anumite măsuri, ca să putem lua anumite decizii.
În cazul dat, eu mi-amintesc de 7 aprilie. Da, facem o paralelă puțin mai târziu cu ceea ce s-a întâmplat la noi. Bineînțeles. Da, vedem, din punct de vedere instituțional, în Statele Unite, asigurarea ordinii publice și a securității este secționată pe verticală și, în mare parte, responsabilitatea pentru gestiune revine administrației locale, administrației nu centrale federale, ci din fiecare stat în parte, dat fiind că Statele Unite, totuși, din punct de vedere a organizării teritoriale, sunt un stat federativ cu o pronunțată descentralizare și atunci este foarte dificil de a coordona acțiunile de menținere securității și asigurarea ordinii între diferite structuri, la nivel federal, la nivel și la nivel local. Da. Dar din punct de vedere a democrației, dacă doriți, în Statele Unite cu mult mai ușor se organizează acțiuni de protest decât în Republica Moldova. Pentru că democrația în Statele Unite, baza democrației, nu este poporul american. Eu consider că sintagma popor american sau națiunea americană este ceva foarte, foarte vagă, foarte extinsă, dat fiind că societatea este fragmentată pe diferite straturi, pe diferite segmente. În Statele Unite nici măcar colectivitățile nu formează baza democrației, ci individul. Individul care consideră că are toate drepturile legiferate prin Constituție. Și în Statele Unite exprimarea libertății se realizează în special pe două căi. Prima, prin acțiunile de protest, și atunci nu este deloc întâmplător că oamenii au venit la protest din întreaga țară. Și doi, prin apelarea la judecată. Și deloc nu este întâmplător că Donald Trump, dar în trecut și alți contracandidați care au pierdut, cum a fost Al Gore, spre exemplu, sau Hillary Clinton în 2016, au apelat la acțiunile de judecată pentru a încerca să obțină, în opinia lor, dreptate. Dar nici în 2000, nici în 2016 și nici în 2020 instanțele de judecată nu au demonstrat că alegerile au fost falsificate sau că s-au produs altceva. Deci în Statele Unite, democrație bazată pe individ și exprimarea individului prin proteste și prin apelare la judecată face ca în această țară să aibă loc un protest continuu pe diferite filiere și o apelare foarte multă la instanțele de judecată. Dar, dumneavoastră, domnule Juc, cum credeți? Invazia Capitoliului este o explozie spontană a nemulțumirii susținătorilor lui Trump sau rezultatul unor provocări, poate? Dacă da, din partea cui? Din partea președintelui în exercițiu, Donald Trump? Sau unor forțe din umbră care a încercat să discrediteze, poate, pe Donald Trump și acuzațiile sale de fraudare a alegerilor prezidențiale? Cert este că acțiunile de protest au început la apelul președintelui Trump, pe care a solicitat să vină susținătorii săi la Washington pentru a cere socoteală Congresului, adică Camera Deputaților și Senatul, în total 538 de congresmeni, care urmau să valideze victoria lui Biden. Da. Apoi, însă Donald Trump a trecut, după cum am spus, toate liniile admisibile pentru Statele Unite. În primul rând, el s-a poziționat în opoziție cu Partidul Republican, care l-a propulsat. Și nu este deloc întâmplător că vicepreședintele Michael Pence nu a dorit ca să vină în întâmpinarea solicitărilor lui Trump. În al doilea rând, ar fi fost foarte interesant dacă situația s-ar fi deturnat și atunci un congres controlat de democrați și un președinte administrație controlată de Donald Trump, nici nu de Partidul Republican, ci de Donald Trump. Nu în ultimă instanță, aș spune eu, și lobismul venit din partea diferitor structuri, în special a unor corporații transnaționale, pe care Donald Trump, practic, i-a impus ca să revină în țară pentru a crea locuri de muncă, în special industria grea, plătind impozite și desfășurând anumite politici sociale. Pentru republicani, spre deosebire de democrați, mai puțin contează, mai puțină valoare au politicile sociale. Pentru dânșii, inițiativa mai mult contează. Dar Donald Trump
iarăși a bulversat absolut totul în politica internă, chiar și în politica externă. El, practic, tot ce a făcut bun, în opinia mea, Barack Obama, practic tot a deturnat. Spre exemplu, normalizarea relațiilor cu statul cubanez, dosarul iranian, dar, în schimb, el a reluat relațiile foarte bune cu Israel, cu Arabia Saudită și cu Australia, susținând și Brexit-ul în Marea Britanie. Deci, Donald Trump va intra în istoria Statelor Unite ca ceva care a venit și a încercat însuși sistemul ca să-l bulverseze. Au mai fost în Statele Unite asemenea președinți, dar ei de altă natură au fost. Cum Woodrow Wilson a pus problema unei politici morale, Donald Trump, din contră, a pus problema și a reușit să exercite o politică utilitară, bazată pe orice om de afacere vede plus, minus. El peste tot căuta plus. Și atunci când chiar când a pierdut la alegeri, el a spus că nu, că el va reveni în marea politică, da. El a spus că nu, că el apelează la judecată, el chiar a făcut și unele presiuni asupra unor funcționari și a luptat până în ultimă instanță. Desigur că eu nu m-aș, n-ar fi nicio surpriză dacă după 20 ianuarie, chiar față de Trump, vor fi intentate anumite dosare pentru organizarea acestor acțiuni. Iar cei ce s-a invocat amendamentul 25 și probleme medicale pentru a lipsi de prerogativele de președinție, cred că aceasta nu trebuie să fie. A fost o greșeală din partea democraților, apelând la amendamentul 25, pentru că ei probabil s-au aflat în disperare de cauză. Vreau să vă întreb aici, în opinia dumneavoastră, Trump este un om incomod sau unul nepotrivit? Trump este un mod incomod pentru toți, practic pentru toți. Cel mai interesant, poate puțin își aduc aminte, cum a avut el o întâlnire cu regina Marii Britanii, mergea mai înainte, regina mai încet, mai n-a pierdut-o. Deci Trump a fost un om practic incomod pentru toți, pentru democrați, pentru mass media, pentru republicani, de fapt o întreagă generație de oameni politici de 50-60 de ani din Partidul Republican, care aspirau și care aveau șanse foarte mari de a deveni președinți, practic au pierdut din cauza lui Donald Trump. De fapt și în Partidul Republican este aceeași situație. Cine au candidat la funcție? Două persoane care aveau peste 70 de ani. În Partidul Democrat, cine au ajuns în finală? Două persoane cu peste 76 de ani. Deci și în Statele Unite există o criză de oameni politici cu carismă. Iar Donald Trump, într-adevăr, fiind și un bun specialist în mass media, au reușit ca să-și obțină o imagine, chiar aș spune, carismatică, dat fiind că este susținut, hai să spunem, de, în cel mai rău caz, de o treime dintre americani. Domnule Leahu, da. Ce precedent poate crea astfel de evenimente despre care vorbim? Eu nu cred că el scrieze precedente concrete, însă faptul că democrația cea mai dezvoltată, cea mai temeinică, care este considerată democrația americană, a suferit un asemenea eșec, evident că asta nu o să completeze situația stabilă din lume întreagă. Deci dacă, spunem așa, era așa o opinie că undeva este Washingtonul, care e democrat profund, el, și susține democrația și în exterior, apoi pentru un timp oarecare, opinia aceasta va fi ștearsă, nu va fi atât de pronunțată, nu vor fi atât de concrete așteptările legate de democrația de la Washington. Și evident că asta ar putea încuraja în mai multe state, în mai multe regiuni, diferite regimuri obscure, regimuri radicale, să nu spunem teroriste. Da, în continuare celor expuse de către domnul Leahu, două aspecte au fost atinse. În primul rând, aș face o paralelă, ce va urma cu 11 septembrie 2001. După atentatele din 11 septembrie, în Statele Unite s-au restrâns libertățile individuale în contra securității. Americanii au înțeles foarte bine că pentru a fi liber trebuie să te poziționezi, să te afli într-o situație de securitate. Iată de ce
mai ales la aerogări, au fost întreprinse măsuri substanțiale. Desigur că și în cazul dat vor fi întreprinse măsuri pentru sporirea pazei edificiilor publice, dat fiind că ele sunt atacate mereu, mai ales în contextul că 2019 a fost unul și 2020 foarte complicat, date fiind acele acțiuni ale afroamericanilor în Statele Unite. Referitor la în continuare vorbim, da. Al doilea, referitor la al doilea aspect ce ține de exportul democrației. Noi ne-am deprins că avem la bază cartea lui Alexis Tocqueville, un francez, un cercetător francez din secolul XIX, care a descris în detalii democrației americane, iar apoi a fost descris și de către alți oameni politici, oameni de știință. La moment, desigur că Statele Unite se află într-un anumit impas, dat fiind că s-a demonstrat vulnerabilitatea lor, vulnerabilitatea instituțională. Și gravitatea problemei este condiționată de faptul că Statele Unite va fi condusă de democrați. Spre exemplu, Partidul Republican mai puțin este ancorat pe exportul democrației. El mai mult este bazat, se bazează pe pragmatismul economic. Pe când pentru democrați, democrația, drepturile omului contează foarte mult. Ele reprezintă condițiile de bază și vedem că și pe timpul lui Bill Clinton și Barack Obama, exportului de democrație i s-a acordat un rol substanțial. În cazul dat, desigur că vor apărea... Adică mai multe războaie. Nu numai războaie. Războaiele nu sunt... Democrația nu se aduce pe vârful baionetei, dar s-a propagat, s-a venit cu oportunități de a consolida capacitatea de funcționalitate a instituțiilor democratice. Iată ce înseamnă exportul de democrație în opinia democraților din Statele Unite. Și acum, desigur că ei se vor afla într-o situație mult mai jenantă, pentru că s-a dovedit vulnerabilitatea lor. Dar nu-i nimic, a fost și 2001 vulnerabilitatea. A mai fost 1963 când a fost asasinat John Fitzgerald Kennedy și Statele Unite au trecut. Totuși, eu consider în continuare că aceasta rămâne singura supraputere în plan global, dat fiind potențialul de care dispune și atractivitatea oamenilor. Am spus că nu este popor american, nu sunt nici colectivități, pentru că totul se amalgamează și cei ce a fost, spre exemplu, electoratul tradițional al democraților, deja a trecut la republicani, adică afroamericanii, într-o anumită măsură și hispanofonii mai ales, și clasa muncitoare, proletariatul. Iar din contra, păturile mai înstărite, clasa medie și clasa de sus, din contra, votează pentru democrați. Deci foarte mult se schimbă și societatea americană. Și noi suntem deprinși, în special din statele cu tranziție democratică, să vedem în Statele Unite un ideal. Dar, după cum am spus, un etalon al democrației. Și acolo sunt foarte multe probleme, ceea ce s-a demonstrat încă o dată. Domnule Leahu, în acest context, cum credeți dumneavoastră, cât de ușor este să se întâmple o astfel de situație în țara noastră, care este o democrație tânără și influențată puternic din exterior. Vedem proteste regulate, tractoare care urcă pe scările guvernului. De multe ori manifestanții au devenit agresivi. Totul, din păcate, regretabil, dar foarte mult depinde de aceea cât este de puternic, cât este de bine închegat gardul în jurul unii sau alte clădiri guvernamentale. Adică simțul de bunăvoință, simțul celor 7 ani de acasă, este la noi în Moldova de mult substituit de aceea de cui parte în momentul de fapt se află organele de forță, structurile de forță și, repet încă o dată, cât de masiv și de bine închegat este gardul. De altfel, mulțimea foarte ușor trece acele, spunem așa, obstacole spirituale, obstacole de bun simț și înaintează înainte. Evenimentele din 2009, la 7 aprilie, evenimentele recente au demonstrat că nu numai ușor se trece, dar foarte grave sunt consecințele.
atunci când mi-amintesc cât de strașnic a fost vandalizată clădirea Parlamentului, eu vă spun sincer, mulți ani după, îmblam pe stradă și mă uitam, tu ai fost sau tu nu ai fost? Îmi făcea impresie că absolut tot tineretul care pe atunci era pe Chișinău a participat și a participat agresiv. Eu aș spune mai ceva decât agresiv. N-aș vrea să-mi amintesc, dar e ceva strașnic. Atunci când tinerii aruncă bolovanii și aia strașnici spre alți tineri, mai puțin protejați. Totul depinde de aceea, întrucât clasa politică permanent o să aibă în vedere aceste evenimente tragice și o să le ocolească nu prin aceea că o să cheme la calm și la pace, dar prin aceea că o să poartă niște politici constructivi care până la urmă o să aducă la aceea că odată și odată revindicările de bază a populației o să fie pe cale de realizare. Din păcate, asta încă nu-i de mâine și de poimă. Domnule, vreau să vă întreb acum, printr-un exemplu, iată, de exemplu, un politician de la noi care are nume, este popular în rândul oamenilor, dacă ar invita lumea, mulțimea la proteste să intre în casa Parlamentului, a președinției, oamenii noștri ar face, ar merge la acest gest? Nu, evident că în afară de aceea care ar fi rolul unui politician, cum de exemplu în cazul Statelor Unite, rolul lui Trump, dar mai este nevoie și de alte careva momente care într-adevăr ar demonstra că inamicii sau persoanele care sunt ascunse în acest edificiu, de dinși depinde, ei au demonstrat nedorință sau răuvoința lor față de demonstranți, de manifestanți. În cazul dat, în cazul în care se formează o ambianță între chemările unui politician sau unui grup sau unui partid și situația reală, da, atunci putem să ne confruntăm cu orice fel de acțiune agresivă. Nu, eu consider dar poate asta întâmpla fără prezența unor provocatori? Nu. Eu cred că nu. Provocatorii joacă rolul unui detonator care detonează și provoacă explozia. Nu, oamenii politici, de regulă, ei nu cheamă la asaltul edificiilor publice. Nici Donald Trump n-a chemat. El a făcut apel. El a făcut apel de a veni și de a-l susține, de a demonstra că îi reprezintă o forță. Dar, după cum am spus... pune presiune pe oameni. Desigur că pune presiune, dar apare... Atunci când au loc acțiuni de protest, apare sindromul mulțimii, în psihologie așa se numește, și pe prim plan apar provocatorii sau oamenii răi intenționați și mulțimea, vrând nevrând, este practic atrasă în această cursă. În Republica Moldova, acțiuni de acest fel au fost nu numai 7 aprilie, mai avut 20 ianuarie 2016, în alte țări post-sovietice au fost și nu numai, dacă vorbim de Bishkek, Yerevan, Kiev, deci acțiuni de acest tip se produc cu regularitate când și acțiunile acestea sunt rezultatul unui set întreg, unei încrengături de circumstanță care în ultima instanță fac ca oamenii să atace clădirile, edificiile publice. Dar în Republica Moldova, spre deosebire de Statele Unite, de Portugalia, Grecia, Spania, Italia, Franța, nu sunt bine puse la punct și dezvoltate grupări anarhiste, grupări extremiste care preiau inițiativa. Dacă ne aducem aminte în Franța, mișcarea vestelor galbene. Practic se finalizau întotdeauna cu altercații cu poliție, dar nu mai erau acei care protestau la începutul acțiunilor, ci vineau forțele anarhiste îmbrăcate în haine negre, în Grecia, de asemenea, aceeași situație este. Un soi de protestatari de serviciu. Atunci când oameni, da, nu, ei sunt, pentru ei principalul este să vină cu distrugeri, cu altercații, cu poliția. Anarhie în sensul rău al cuvântului, că anarhie este și în sensul bun al cuvântului de autoorganizare. Dar
acei care cheamă la proteste trebuie să fie conștienți că acestea pot să degenereze. Și atunci se consideră când se trece cifra de 20-25 de mii de participanți, atunci este foarte greu de controlat mulțimea. Și în cazul dat, probabil în Statele Unite avem diferite elemente anarhiste. Un rol important revine și veteranilor de război, în special acelor care se consideră nedreptățiți, care de asemenea reprezintă o vârful unei delance a acțiunilor de protest. Și femeia care a fost de asemenea, care a fost împușcată, ea de asemenea a făcut parte din grupul veteranilor. Deci chemând la protest, trebuie foarte bine să te gândești dacă se va putea menține sub control mulțimea. Pentru că oamenii politici cheamă din considerente bune la mitinguri, dar câteodată aceste considerente sunt încălcate. Haideți să vorbim despre un alt scandal premergător evenimentelor care au avut loc miercuri. Rezultatele alegerilor prezidențiale. Trump și suporterii săi nu le-au recunoscut din start, au declarat că au fost fraudate și au fost oferite chiar și argumente destul de convingătoare în acest sens. În cazul ipotetic, în care totuși alegerile au fost fraudate, au avut totuși trumpiștii dreptul moral să asedieze Capitoliul? Probabil că nu au avut dreptul. Ei trebuiau să vină la acțiuni de protest, să-și exprime nemulțumirea, dar instanțele de judecată s-au exprimat, Congresul s-a exprimat poziția și atunci ei trebuiau să se retragă, să primească înfrângere și să se pregătească pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Pentru că se spune că pentru viitoarele alegeri trebuie să te pregătești a două zi să începi pregătirile, mai ales că Donald Trump a declarat că el urma să participe, probabil nu din partea Partidului Republican, ci în calitate de un candidat independent, a mai fost în Statele Unite asemenea candidat și este o greșeală când spune că candidează numai două persoane, din partea democraților și republicanilor. Nu, la alegerile din 3 noiembrie au fost 8 candidați, inclusiv unul la nivel național din partea ecologiștilor, din partea liberalilor, mai sunt diferite partide. În Statele Unite sunt peste 1000 de partide politice, nu două partide politice. Și fiecare vine cu al său candidat sau vine, participă la trunchiat, parțial, numai spre exemplu în 20 de state unde au obținut sau în 30 de state unde au obținut anumite rezultate. Dar s-a trecut acea linie care nu trebuia să treacă în Statele Unite și s-a cauzat într-adevăr o lovitură asupra democrației, asupra capacităților de funcționalitate a instituțiilor. Dar eu consider că în ultima instanță în Statele Unite, ca și după 11 septembrie 2001, vor fi luate asemenea măsuri ca aceste evenimente, nu că să nu se mai repete, ci să fie minimizate. Chiar desigur poate să se repete, pentru că așa este situația. Întotdeauna oamenii au pentru ce lupta și împotriva acelui. Și împotriva cui lupta, da. În cazul dat, Donald Trump, desigur că este o figură destul de impunătoare pentru politica, pentru viața publică din Statele Unite și eu cred că el încă nu și-a spus ultimul cuvânt, chiar dacă puțin probabil că va mai putea să obțină încă o dată Casa Albă din Washington. Domnule Leahu, tot am început să discutăm, dar haideți să facem o claritate. Iată, să facem o paralelă între ceea ce s-a întâmplat, între evenimentele de miercuri din Statele Unite și ceea ce s-a întâmplat la noi la 6-7 aprilie 2009. Sunt oarecum similare, deoarece și într-un caz și în altul au fost asediate clădiri guvernamentale, s-au produs pe fundalul nemulțumirii create de rezultatele alegerilor prezidențiale. Însă în 2009 Statele Unite au fost vocali în favoarea protestatarilor de la Chișinău. Acum SUA a avut parte de aceeași situație, la ei acasă, iar abordarea este diferită. Cât de similare au fost aceste evenimente, aceste două evenimente și de ce abordarea Statelor Unite este diferită de la un caz la altul? Unica, spunem așa, unicul element comun în ambele evenimente au fost
nemijlocit faptul fizic de atac asupra clădirilor guvernamentale, a președinției și a Parlamentului. În rest, motivele, acțiunile sunt profund diferite. La noi, în Republica Moldova, protestatarii protestau contra fraudării alegerilor, care în principiu erau, dacă nu absolut evidente, în orice caz erau cunoscute, erau vizibile. Atunci când se vota pentru sute de morți, persoane care de mult se trecute în alte, spunem așa... Decedate. Da, decedate. Asta nu putea să nu provoace un element puternic de revolt. Plus la asta, dar și în SUA au fost aceeași situație. Oameni născuți în 1886 au votat. Da, eu de acord că au fost câteva asta, situații de așa natură. Însă, în Statele Unite Americii, au fost și mai multe ultima votare până la evenimentele din 6 ianuarie, au avut loc 10 de ședințe de judecată la diferite niveluri care au demonstrat cu brio că chiar dacă și-au avut loc careva fraude neînsemnate, ele n-au fost de natură să denaturalizeze rezultatul final. Adică toate instanțele judiciare au dat câștig de cauză noului președinte, Joe Biden. S-a demonstrat că toate declarațiile lui Trump nu au nicio acoperire juridică. În situația dată, a provoca mulțimea la proteste, mai mult decât atât, a declara că prin forță trebuie să fie recapitulată victoria, asta este nimic altceva decât o instigare conștientă la aceste acțiuni nenormale de masă în Washington. Dar știți... Iată, în opinia mea, diferența între aceste două evenimente. Domnule Leahu, dar ce exemplu oferă Statele Unite restul lumii? Mai au dreptul moral americanii să dea lecții de democrație celorlalte țări după astfel de evenimente care au avut loc? Domnul Victor Juc, cu lux de cunoștință profundă, a demonstrat că Statele Unite Americii au fost, rămân și vor fi încă mult timp stâlpul de bază a democrației pe acest glob pământesc. China poate de 100 de ori să întreagă Statele Unite Americii în ceea ce înseamnă economia, însă ea niciodată nu o să apropie nici cât de cât de aproape de Statele Unite Americii în ceea ce privește democrația și principalul că lansarea în practică democrația vitală care este de zi cu zi cât în Statele Unite Americii și acolo unde ei o promovează. Așa că noi o să fim încă mult timp datori să însușim efectele democratice care le-au obținut Statele Unite Americii. Domnule Juc, iată, după aceste evenimente care s-au petrecut în Statele Unite, tot mai mulți experți au început din nou să vorbească despre faptul că sistemul de vot din SUA este destul de învechit. Într-adevăr, este unul dintre cele mai complicate din lume. De ce, în ciuda tuturor neajunsurilor, nu se iau, iată, măsuri pentru reformarea acestui sistem de vot? Eu intuiesc că se mizează pe tradiția americană, dat fiind că se consideră că la bază a fost de fondatorii statului american, au pus o bază solidă, atât Jefferson cât și Hamilton cu Franklin, și consideră că nu este necesar de a schimba. Desigur că mai ales vorbesc cei care pierd și experții, că poate să se întâmple ca un candidat să obțină per total mai multe voturi, dar electorii trebuie să-l voteze pe altul. După cum a fost în 2000, când Al Gore a obținut mai mult decât George W. Bush, dar așa este situația. Eu nu știu dacă Statele Unite se va schimba sistemul de vot. Vedeți că avem două
eveniment, două exemple în acest sens din ultimii 20 de ani. Nu numai, sunt și mai multe. De fiecare dată se încearcă să vină cu anumite propuneri de a schimba sistemul de vot. De fapt, și în Marea Britanie, de asemenea, se încearcă sistemul majoritar în două tururi, într-un tur. Sistemul majoritar într-un tur să fie schimbat și, de asemenea, nu se procede pentru că ei sunt mai atenți. Într-o democrație tranzitorie se trece de la un sistem la altul. Și Republica Moldova, și Ucraina, și România s-a încercat să experimentează. Iar în democrațiile cu tradiție, mai puțin se experimentează, se încearcă să îmbunătățească ceea ce este. Dar, vedeți, Statele Unite, ei se mândresc cu a lor Constituție, cu 9 articole, dar cu numeroasele amendamente care sunt, și unul noi l-am invocat, dar nu numai, sunt și alte amendamente care, probabil, mai degrabă aceste, se va veni cu noi amendamente decât să se schimbe fundamentele constituționale. Noi avem foarte multe lucruri tradiționale și nu ne mândrim cu dânsele. Dar în Statele Unite mai puține sunt, pentru că practic s-a format o nouă populație venită de pe tot globul pământesc. Dar ei țin mai mult la tradiții decât noi. Și eu nu știu dacă se vor în urma acestui scrutin și incident se va schimba ceva în Statele Unite la acest capitol. La capitolul modificarea sistemului electoral, care este unul foarte arhaic. Spre exemplu, trebuie, alegerile au loc în prima zi de marți, după prima zi de luni, a lunii noiembrie, cu electori, cu tot, este foarte complicat. Se numără foarte mult. În 2016 s-a numărat foarte repede și câștigătorul. Și atunci au fost acuzații că rezultatele au fost cine pierde întotdeauna, de Federația Rusă. Da, atunci au fost alte, acum sunt altele, dar puțin probabil că se va schimba ceva, pentru că se consideră că este o bună tradiție. Poate se va îmbunătăți ceva ca să nu fie fraudate alegerile, în sensul ca cât mai bine să fie expusă opțiunea electoratului. Dar pe aceste trepte totuși nu se va schimba, în opinie mea, și democrația din Statele Unite totuși a demonstrat viabilitatea și cu anumite ajustări vom vedea cum va reacționa Partidul Democrat. Ei vor încerca să consolideze capacitățile instituționale. Mai avem puțin timp și mai avem ceva de discutat. Domnule Leahu, am văzut că poliția Capitoliului a deschis focul în fața protestatarilor, ba mai mult, s-a lăsat chiar cu jertfe umane. În timp ce la noi, poliția este criticată pentru simplu fapt că folosește gaze lacrimogene în timpul protestelor. Asta în contextul în care și forțele de ordine de la noi își pun la fel viața în pericol în timpul acestor fel de proteste. Vreau să vă întreb aici, cum facem cu poliția moldovenească în asemenea situații? Îi dăm mai multe drepturi? În ambele cazuri și în genere, organele de ordine, organele de securitate oficească, populară, trebuie să conduc de un set de legi care ar trebui să vizeze fiecare, orice diferite situații. Și în funcție de situație, organele, structurile respective să aibă un regulament absolut clar cum procedează. La 7 aprilie, spre exemplu, nu era clar, totuși, cine acolo e mai mare, Voronin, Papuc sau altcineva. Fix așa, probabil că a fost o neînțelegere din start și la Washington. Doar s-au folosit foarte puțin arma de foc. S-au utilizat, însă incomparabil cu ceea ce au avut loc. Deci, probabil că așa la dânsi au fost, cum spune, o să vedem, o să aibă loc ședința de judecată asupra polițistului care am pușcat și noi o să cunoaștem situația. Bine, am vrut însă, să facem o paralelă între acțiunile polițiștilor de acolo și poliției de la noi. Domnul Juc a numit o cifră, 25.000 de populație. În situația în care manifestanții, protestare, depășesc această cifră,
regulamentul simplu nu mai are valoare. Nu poate poliția, într-asemenea cazuri, să intervină cu efect dacă nu aplică arma. Deci, de aici apare întrebarea. În genere, se admite sau nu se admite aplicarea armei de foc? Și iată, legislația... Dar spuneți neastră, se admite sau nu? Nu. Cum n-ar fi de, spunem așa, greu, pe suflet, dar nu costă orice edificiu, orice clădire, viața oamenilor. Evident că cu excepția unui caz. Dacă nu sunt puse la, în pericol viețile altor persoane. Alte vieți. Am înțeles. Eu consider că, în general, poliția din Statele Unite este timorată după acele incidente care le-a avut cu afroamericani, cu protestele, că dacă n-ar fi fost acele incidente, probabil și mai mult ar fi fost aplicate Black mijloacele speciale. Sau... Da. Mijloacele speciale mult mai extins ar fi fost aplicate. Dar trebuie să pornim de la o situație că viața omului contează mai mult decât un edificiu public. Asta este morala. Vă mulțumim mult pentru prezență, domnule Juc. Eu vă mulțumesc și eu. Domnule Leahu, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru intervenția la emisiunea. Eu vă mulțumesc foarte mult. O zi bună. O seară frumoasă. Doamnelor, domnilor, aici încheiem. O seară liniștită vă doresc. La revedere.